Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricât ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care le-a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin.
Sinaxar. Astăzi, 17 martie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea preacuviosului părintelui nostru, Alexie, omului Dumnezeu. Preacuviosul părintele nostru Alexie s-a născut la Roma în vremea împăraților Arcadie, anii 395-408 și Honorius, anii 395-423, din părinți creștini foarte bogați, Eufimian și Aglaida. Părinții săi i-au găsit la vârsta cuvenită o logodnică de neam împărătesc, dar în seara logodnei Alexie fuge de acasă, trăind necunoscut de nimeni vreme de 17 ani la Edesa, în Siria. O mică avere ce luase cu el a împărțit-o celor necăjiți, care nu erau puțini. Când au început să iasă la iveală faptele lui bune și viața virtuoasă, a plecat din oraș, ajungând după multe peripeții pe mare chiar la Roma. A trăit necunoscut de ceilalți, chiar în curtea palatului părintesc, cu acordul tatălui său, primind milostenie de la cei care de demult îi fuseseră supuși. A putut vedea durerea nestinsă a mamei sale, dar și durerea celei rânduite să-i fie logodnică. Prin descoperire dumnezeiască, împăratul și papa sunt înștiințați la anul 411, în ziua de 17 martie, să caute în casa lui Eufimian pe omul lui Dumnezeu. Îl găsesc chiar la câteva clipe după ce murise. Cu cinstea cuvenită unui sfânt, a fost așezat într-o raclă de mare valoare, mulți oameni primind de atunci până astăzi vindecare. Tot într-o această zi s-a întâmplat și pedeapsa înfricoșătoare a cutremurului, care cu iubire de oameni a fost adus asupra noastră și din care, mai presus de orice nădejde, ne-a izbăvit pe noi Domnul cel iubitor de oameni, și s-a întâmplat aceasta în vremea împăratului Constantin cel Mare. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Pavel, care pentru Sfintele Icoane în foc s-a săvârșit, pomenirea Preacuviosului Teostiric Mărturisitorul, care în pace s-a săvârșit, și pomenirea Sfântului Mucenic Marin, care de sabie s-a săvârșit, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.